Astăzi, în județul Hunedoara, rata incidenței de îmbolnăvire cu COVID-19 a scăzut sub 1 la 1000 de locuitori, fiind de 0,96. Acest lucru bucură pe toată lumea și mai ales pe cei din domeniul medical, cum este și cazul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, conducătorul acestei instituții fiind de părere că valul 4 al pandemiei a fost depășit, inclusiv prin vaccinare. În primul rând, vestea bună este că incidența scăzută ne arată că valul 4 se apropie de final. Asta înseamnă că, pe de o parte, virusul care ne-a făcut ravagii a încetat să se mai răspândească atât de mult, a crescut un pic și rata de vaccinare. Sperăm ca varianta Omicron să ne ocolească pentru următoarea perioadă de timp, să avem o perioadă de respiro, să zic așa. Adrian David, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, spune că prin scăderea ratei de îmbolnăvire cu COVID-19 se reduce implicit și numărul de concedii medicale, instituția pe care o conduce având datorii uriașe la plata acestora către agenții economici care le-au plătit, cuantumul restanțelor depășind suma de 25 de milioane de lei. Pentru Casa de Asigurări înseamnă acest sfârșit de an și acest sfârșit de val pandemic înseamnă un moment bun pentru a evalua nivelul cheltuielor destul de mare, care se ridică partea de asistență medicală din spitale, și sper să fie un prilej pentru a reuși să mai recuperăm din nivelul de uriaș al datoriei pe care avem față de agenții economici în privința plății concediilor medicale. Am ajuns la o datorie restantă de aproximativ 22 de milioane de lei, asta înseamnă vreo 6 luni întârziere la plata concediilor medicale și un sol total de vreo 27 de milioane, adică încă vreo 5 milioane de lei care sunt în acele 60 de zile în care noi putem să le achităm. Conform lui Adrian David, această datorie s-a acumulat din cauza numărului foarte mare de infectări din ultimele luni, lucru care nu era preconizat. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara mai opinează că acest lucru se va regla imediat ce se va adopta bugetul de stat pe anul viitor, lucru așteptat să se întâmple în curând. Am ajuns la acest nivel al datoriei pentru că valul pandemiei ne-a adus un număr uriaș de concedii medicale pentru angajații din județul Hunedoara, mult mai mare decât cel estimat la începutul anului, și s-a creat un dezechilibru bugetar uriaș. Eu sper ca lucrurile să fie reglate odată cu adoptarea bugetului de stat pe 2022, să primim suma necesară să facem plățile către cei îndreptățiți. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind, după jurnalul de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Adrian David, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara. De asemenea, emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.